De la sfârșitul anului trecut, Inspectoratul Teritorial de Muncă a fost la aproximativ 300 de firme din Botoșani ca să le explice ce au de făcut. Campania de informare se termină pe 31 martie, termen valabil și pentru finalizarea negocierilor ce trebuie inițiate și finalizate până atunci. Are loc campania de informare și conștientizare cu privire la modificarea salariului brut în contextul transferului contribuțiilor sociale obligatorii de la angajator la angajat, aplicarea prevederilor derogatorii de la legea 62/2011 a dialogului social. În județ sunt aproximativ 150 de contracte colective de muncă. Anul trecut însă s-au depus acte adiționale doar pentru 53. Alte 24 au fost înregistrate în lunile ianuarie și februarie, alături de 5 informări de inițiere a negocierilor. Noile documente au devenit obligatorii după măsurile fiscale hotărâte anul trecut, pentru că, în unele cazuri, fără unele majorări la salariul brut, acestea ar fi dus la scăderea veniturilor.